pe canalul meu. Eu sunt Mariana Cristina Pădureț, pentru cine nu mă cunoaște, și acum vă invit în bucătărie. V-am obișnuit cu vlogurile mele de călătorie. V-am promis desigur și multe vloguri, foarte multe vloguri dedicate bucătăriei mediteraniane, dulciurilor, pasticeriei, cofetăriei, lucruri care pe mine mă pasionează foarte mult și o să facem totul împreună. Astăzi m-am gândit să fac un tort pe care eu l-am văzut. Este fără coacere, l-am văzut aici în Italia, îl face Benedetta. Deci, tortul nostru este fără coacere, se face rapid, nu necesităm foarte multe ingrediente și îl vom face pas cu pas. Voi veți vedea fotografiile pe care eu le pun, le voi posta. Fiecare pas pe care l-am făcut veți vedea în fotografie cu explicațiile de rigoare. Am preferat fotografii și nu video de data asta ca să fie mai rapid și să îl termin repede. La treabă.
Acesta este tortul nostru. După cum se vede, deja o felie am mâncat-o. Întâi trebuie să-l gust eu și apoi să vă arăt și vouă. A trebuit să las, vă spun explicația pentru care nu v-am arătat. Este pentru că m-am grăbit să-l tai, era foarte moale și necesita mai multe ore în frigider. Deci asta este explicația. Uitați-l acum, stă destul de ferm, da? Se văd și bișcoturile puse. Ok, dragii mei, sper că v-a plăcut, vi s-a părut ușor și rapid de făcut. Acesta este rezultatul și aceasta este feliuța pe care eu o voi gusta cu foarte multă plăcere. Mmm!